Informația de ultimă oră la Euronews România. Premierul Ciolacu i-a cerut secretarului general al guvernului să înceapă procedura de desecretizare a cheltuielilor cu vila RAPPS din aviatorilor. Despre această vilă de protocol, Recorder a scris că ar fi dedicată președintelui Klaus Iohannis la final de mandat. Colega mea Alina Manolache se alătură acum cu informația, a urmărit subiectul. Alina, pe când ne-am putea aștepta la o finalizare a acestei anchete cerută de premier? Bună ziua, Monica, bună ziua tuturor. Denotat, pentru a pune foarte bine în context informațiile pe care le avem, denotat că această transparență vine în campanie electorală. Și o să revin asupra acestui aspect, dar să trecem în revistă informațiile puține pe care le avem. Ca să răspund la întrebarea ta, ar trebui ca săptămâna viitoare, în prima ședință de guvern, secretarul general al guvernului Mircea Abrudean să prezinte un document care practic să stea la baza declanșării procedurii de desecretizare a cheltuielilor făcute de RAPPS, Regia Autonomă de Stat, care se ocupă cu toate vilele și locuințele de protocol din România, deci de desecretizare a cheltuielilor pe care le face și a lucrurilor pe care le face RAPPS la această vilă de protocol din aviatorilor numărul 86. Este deci o fază incipientă. Nu știm dacă vor fi sau nu desecretizate aceste informații. Dar să punem puțin în context ca să înțelegem miza acestor informații. Alina, ar fi, ca să întrebăm exact în această cheie foarte importantă, pentru că sunt doar câteva săptămâni până ce românii își vor alege președintele, ar fi în interesul PSD, din punct de vedere electoral, să iasă public aceste informații, adică să fie desecretizat cât mai rapid? Da, așa rezultă, dacă facem un calcul foarte rapid, rezultă că PSD ar avea de câștigat. De ce? Această vilă, Recorder a scris că în ea se investește 7 milioane de euro și că este pregătită pentru momentul în care președintele în funcție Klaus Iohannis își va încheia mandatul. În momentul în care au apărut aceste informații arătând că vila de 1200 de metri pătrați este pregătită pentru o familie, practic, dar cu absolut toate dotările de care ar avea nevoie un fost președinte, pentru că sunt niște protocoale în ceea ce privește vila pe care o primește președintele când își încheie mandatul. Ei bine, în acel moment, Marcel Ciolacu părea să fie într-o relație foarte bună cu PNL, cu Nicolae Ciucă și chiar și cu președintele Klaus Iohannis. Se întâmpla în februarie 2024. Au trecut luni bune de atunci și premierul nu a schițat niciun moment un gest că ar vrea să desecretizeze aceste informații, care până la urmă toată lumea s-a întrebat. Sunt informații absolut, ar trebui să fie informații absolut publice, pentru că din banii statului sunt renovate astfel de vile de protocol. Ei bine, astăzi, în campanie electorală, premierul arată brusc o apetență către transparență, care ar putea să-i facă bine. De ce? Pentru că desecretizarea acestor cheltuieli ar putea să însemne și desecretizarea beneficiarului. Pentru că noi avem doar informații pe surse că beneficiarul ar putea să fie Klaus Iohannis. Și atunci, evident că o astfel de informație ar putea să afecteze imaginea președintelui, dar nu doar a președintelui, și a PNL, pentru că știm că tot ce se întâmplă cu președintele Klaus Iohannis se restrânge și asupra Partidului Național Liberal. Deci ar putea să fie o mișcare de campanie. De precizat că secretarul general al guvernului, Mircea Abrudean, este numit de către Partidul Național Liberal. Este liberal. I-am cerut un punct de vedere și a promis că va reveni mai târziu, probabil fiind încă în ședința de guvern în care s-a purtat această discuție. De asemenea, am cerut un punct de vedere și purtătorului de cuvânt al PNL. Eu nu spre deocamdată nu am primit un răspuns, dar este interesant cum vor reacționa liberalii la această mișcarea premierului, care în esență este una legitimă, nu? România ar trebui să știe cum sunt cheltuiți banii și cât se investește în vilele care vor aparține apoi demnitarilor statului român.